Bună ziua, oameni buni, sunt Claudiu, bine ați venit pe canalul meu. Astăzi am să vă arăt cum îmi pregătesc eu amestecul pentru repicat salate, vărzoase, mărar, flori, mai puțin roșii, ardei și vinete. Aici am compostul care este gata. Acesta, în prima fază, trece printr-o sită. O sită care am găsit una că se poate de practică. În cazul de față este o lădiță. Lădiță care are niște spații mai mici, tocmai pentru a lăsa ce este mai mărunt să ajungă în roabă, după care trece prin a doua sită. Exact ca și aceasta, este o lădiță, după cum se poate observa, este o lădiță cu spații mai mari. Acest compost va ajunge pe vadurile de grădinării din exteriorul solarului și ce rămâne la final, și anume acest material este dus înapoi la compostare, în prima ladă de compostare. Eu îl încadrez la categoria materiale verzi. Vedeți, acesta este compostul, așa arată el. După ce am pus compostul, mai departe vom adăuga nisip. Nisip pe care o să-l cernem. De ce? Pentru că în acest nisip mai sunt pietre sau mai sunt și alte obiecte pe care nu ni le dorim în compostul nostru. Iar în cele din urmă, pământul. Bun, ați văzut materialele pe care le folosesc eu la repicat. Proporțiile sau cantitățile pe care le folosesc pentru a obține un amestec, consider eu ok pentru dezvoltarea lor, sunt următoarele: 9 lopeți de compost, o lopată de nisip și o lopată de pământ fin. Pământul poate să fie de orice natură, eu am folosit în cazul de față pământ de cârtiță. Nisipul consider că este un element foarte important al acestui mix, pentru că acesta conține foarte multe minerale și ajută foarte mult la drenarea apei. Am avut rezultate, să știți, foarte bune anul trecut la salate, la momentul repicării, rezultate care nu se compară cu turba, incomparabile cu folosirea turbei pentru repicare. De asemenea, compostul, vreau să vă zic că compostul, din observațiile pe care le-am făcut eu, compostul cumva ajută la îndepărtarea mucegaiurilor. Sau, nu știu, elementele din compost, microorganismele, consumă mucegaiurile. Nu știu să vă spun exact, ideea este că am observat anul trecut și anul acesta că în alveolele și în spațiile în care am pus compost, nu au mai apărut mucegaiuri care să afecteze evoluția plantelor. Acestea fiind zise, sper că informațiile pe care vi le-am oferit să vă ajute și pe dumneavoastră. Până data viitoare, vă doresc o săptămână cât se poate de frumoasă și, bineînțeles, ca întotdeauna, recolte bogate.